Aș vrea să vă întreb ce faceți, cum vă este sufletul, ce rost are biserica aceasta. Și dacă dumneavoastră vă veți simți liberi, atunci mă voi simți și eu liber. Pentru că aș vrea cu ajutorul Domnului să hotărâm împreună acum ce facem. Poate că dumneavoastră ați hotărât. Dar n-am hotărât împreună. Din cauza asta aș vrea să hotărâm împreună. Și aș vrea să hotărâm cu voi. Deși sunteți la spatele meu, aș vrea să am al treilea ochi, să mă uit continuu la voi. Da. În general, evangelizarea este făcută ca să câștigăm sufletele altora pentru Hristos. Vreau să vă întreb, suntem aici să salvăm sufletele altora sau să le salvăm pe ale noastre? Deci încă o dată. Sunteți cu mine? Vreți să salvăm sufletele altora sau pe ale noastre? E foarte important. Să știți că, în general, nu putem să ne ocupăm de două lucruri deodată. Nu putem să le salvăm și pe ale noastre și pe ale lor. Dacă vom hotărâ să ne salvăm sufletele noastre mai întâi, Dumnezeu va hotărâ salvarea altora deopotrivă. A, teama mea este că, în general, evanghelizările sunt cam așa. Noi ne hotărâm să salvăm sufletele altora. Și din cauza asta, evanghelizările se cam transformă așa într-un fel de performanță. A învățăturii, o performanță a muzicii, o performanță a poeziei și arătăm ce este cel mai bun sau ce avem noi cel mai bun. Și de fiecare dată, dacă oamenii nu sunt atinși, dacă oamenii nu se întorc la Domnul, ne punem întrebarea asta: Doamne, dar de ce? Că noi am dat cei mai buni. N-am făcut greșeli la muzică. Nimeni nu s-a încurcat la muzică. Am luat pe cel mai bun vorbitor, l-am adus noi din București. Noi am avut cea mai bună organizare. De ce, Doamne? Fraților, vreau să vă spun un lucru. Dacă am fi greșit, poate era mai bine. Nu sunt un apologet al mediocrității. Nu despre asta e vorba. Dar când s-a dus la templu un fariseu și un vameș, fariseul n-a greșit nici o iotă. Și ăsta a fost baiul. Iar vameșul s-a oprit și a zis: Doamne, ai milă de mine. Greșise. Frații mei, ăsta este locul onestității. Dacă nu suntem cinstiți aici, nu vom putea fi cinstiți niciodată. Și a fi cinstit în locul ăsta presupune să fiu eu însumi. În limbaj mai dur este să dau masca jos. Pascal spunea că noi, ca oameni, purtăm masca toată viața și o scoatem la sfârșit doar. Doar atunci o scoatem. N-avem curajul să o scoatem mai repede. Ei bine, dacă vreți să fie cu adevărat evanghelizare, atunci este vremea să lăsăm masca acasă. Și aici să mărturisim în fața tuturor că avem nevoie de Iisus Hristos ca să ne salveze sufletele. Nu știu cum cunoașteți dumneavoastră credința asta. Nu știu cum o cunoașteți, dar vreau să vă spun cum am cunoscut-o eu.
Credința aceasta am descoperit-o în momentul în care tatăl meu, la o săptămână de rugăciune, eu fiind mic, de 4-5 ani, nu țin nicio predică minte de atunci, nu țin minte nici cântările de atunci, dar țin minte, frații mei, momentul în care la o săptămână de rugăciune tatăl meu stătea pe partea stângă, tanti Margareta stătea pe partea dreaptă. O știi, așa e? S-a ridicat tata de acolo din stânga și a mers la sora Margareta și a zis: sora Margareta, te rog frumos să mă ierți. Eu, care eram un copil de 3-4 ani și care credeam că părinții mei sunt infailibili, că ei nu greșesc și ca urmare o să mă crească și pe mine la fel ca să nu greșesc, am rămas uluit. Și abia în ziua aceea am descoperit că aceasta este singura negreșeală pe care cineva poate să o realizeze în viața lui. Singura negreșeală. Când cineva se ridică și întinde mâna peste culoar și spune: te rog frumos să mă ierți. Și atunci se împlinește rugăciunea Tatăl nostru pe care o rostim sau pe care nu o rostim, nu știu. Dar rugăciunea Tatăl nostru care zice și: iartă-ne precum iertăm. O să te întreb acum înainte sau în prima seară a evanghelizării pentru alții. Vreau să te întreb pe tine. De câte vreme n-ai mai trecut culoarul să spui: te rog frumos, iartă-mă. Simți că suntem onești? Simți că în biserica lui Iisus Hristos, noi ce ne-am adunat aici, ăștia suntem? Costumul ăsta pe care îl port, mă poartă eu sau eu îl port? Cu alte cuvinte, ce se întâmplă? Sunt același în timpul săptămânii sau nu? Nu știu dacă ați băgat de seamă, dar ați băgat de seamă că am început să nu mai venim la biserică. Nu știu dacă ați observat. Dar așa se întâmplă. Am început să nu mai venim la biserică. De oboseală. Corect, suntem obosiți. Am început să nu mai venim la biserică de plictiseală. Mulțumesc. Corect. Am început să nu mai venim la biserică din dezinteres. Și în timp ce nu venim la biserică, spunem cu voce tare, toți: ce bine era pe vremea când părinții noștri mergeau la biserică vineri seara cu Biblia sub braț și după amiază sâmbătă. Ce bine era atunci, ce credință era atunci, ce... Fraților, vreau să vă întreb, când o să ne revenim? Că despre asta este vorba. Adică, ce mă împiedică pe mine să iau Biblia ca și părinții mei să vin vineri seara? Ce mă împiedică să tac și să nu mai vorbesc spunând că atunci ce bine era și ce credință era și să aduc credința la zi? Ce mă împiedică? Avem noi miturile noastre. Avem miturile noastre. Nu știu dacă le știți, dar să vă mai spun câteva dintre ele. Vorbitorul a făcut 3 greșeli de gramatică. Vorbitorul. Păi, la ce să vin? Că știu mai multe decât el, nu? Dacă ar fi un maestru. Dacă ar fi un maestru. Păi, fraților, să vă zic. În Biserica Catolică, preotul este un maestru. În Biserica Luterană, reformațiunea s-a numit magisterială datorită faptului că cel ce stătea aici era un maestru, magister. Și el vorbea impecabil. Rezultatul a fost că în scurtă vreme bisericile au fost goale sau pline. Bun. A venit o altă reformă de pe vremea pietismului, numită reformă radicală. Ce înseamnă reformă radicală? Oamenii s-au întors la Scriptură atât de serios
încât a spus Tyndale, un copil de la coarnele plugului va ști mai multă scriptură decât episcopii și conciliile. Cu alte cuvinte, voi cei ce sunteți aici, voi cunoașteți mai multă scriptură decât un episcop. Ca urmare, mâine ar trebui să invităm la amvon un copil să predice și s-ar reitera, de fapt, minunile despre care Marea Luptă vorbește și spune că copiii de vârstă mică în țările Nordului vorbeau despre revenirea lui Iisus Hristos. E posibil sau nu? E posibil? Voi trebuie să faceți asta posibil. Pentru că știți ce se întâmplă? Voi veți zice așa, noi o să chemăm un copil din altă parte să vină să predice. Așa cum se întâmplă cu bisericile noastre care cheamă un predicator din altă parte să predice. Când în realitate noi suntem chemați să predicăm cu ce? În biserica asta, datorită lui Iisus Hristos, trebuie să predice caracterul, nu vorbele cuiva. Asta predică. Dați-mi voie să citesc puțin. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Punct. Vă rog să-mi spuneți ce poziție ocupau fiii lui Eli în biserica de atunci. Mari preoți. Că erau fiii marelui preot. Întrebare. Te-ai fi dus la biserică când ținea slujbă fiii lui Eli? Te-ai fi dus? Poftim? Ești sigură? Te-ai fi dus? Dânsa vorbește în termen de gașcă. Zice, dacă eram în gașca lui. Da, să ne ferească Dumnezeu de găștile astea. Da, vă întreb și pe dumneavoastră, ați fi mers? Haideți să vedeți ce înseamnă, haideți să vedeți ce interesant e cu scriptura asta. Ce înseamnă în opinia dumneavoastră oameni răi? Zice, fiii lui Eli erau niște oameni răi. Ce înseamnă om rău? Fără scrupule, mulțumesc. Ce înseamnă om rău? Uitați ce se întâmplă. De asta Scriptura e frumoasă. Nu știu dacă aveți deschisă Scriptura în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 12. Eu nu v-am spus unde este, spre ca să nu o deschideți până acum, dar o deschideți. Și veți descoperi acolo un asterisc care vă trimite în Deuteronom 13 cu 13 și acolo este definiția ce înseamnă să fii rău. Adică ei nu erau orice fel de oameni răi sau nu erau răi oricum. Erau răi într-un anume fel și Biblia definește ce înseamnă asta. Și aș vrea să fiți atenți la cuvintele comune pe care noi credem că le știm. Noi credem că știm anumite cuvinte, dar Scriptura ne atrage atenția asupra faptului că s-ar putea să avem surprize. Deci Deuteronom 13 cu 13 veți observa dumneavoastră ce înseamnă un om rău. Versetul 12. Dacă vei auzi spunându-se despre una din cetățile pe care ți le-a dat ca locuință Domnul Dumnezeul tău, următoare lucruri. Niște oameni răi au ieșit din mijlocul tău și acum spune ce fac oamenii răi. Și au amăgit pe locuitorii din cetatea lor zicând, haidem să slujim altor dumnezei. Ce e un om rău? Este un om care este în poporul lui Dumnezeu, dar care acționează ca un agent pentru un alt Dumnezeu. Numiți-l cum vreți. De asta este omul rău. Și apoi, paragraful acesta spune să atunci să adun tot Israelul, tot poporul, și să nimiciți din mijlocul vostru pe omul respectiv. Vreau să vă întreb,
Știți când s-a întâmplat sau vă amintiți când s-a întâmplat în toată istoria biblică ceva de felul ăsta? Este un eveniment foarte controversat pe care nu-l prea citim noi, că este foarte, foarte plin de urât, violență, o femeie abuzată până aproape la pierderea vieții. Și atunci tot poporul Israel s-a ridicat și a nimicit cetatea respectivă. Când se spune despre fiii lui Eli că erau niște oameni răi, din punctul acesta de vedere, ei atinseseră o limită aproape de neconceput astăzi. De asta am întrebat, ai fi mers la biserică? Zice, nu cunoșteau pe Domnul. Iată care era felul lor de purtare și spunea că în momentul în care venea omul cu carnea și o aducea înaintea lui Dumnezeu ca jertfă, veneau cu furculița, cu trei... Este de asemenea extrem de exactă Sfânta Scriptură. V-ați gândit vreodată de ce zice că venea cu tridentul, cu furculița, cu trei... De ce o fi scris? Nu putea să zic că venea cu furculița și gata, de ce a mai pus și trei coarne? Scriptura are de-a face cu realitatea și descrie în amănunt pentru a face momentul sau realitatea respectivă extrem de vizibilă. Extrem de vizibilă. Venea cu furculița cu trei coarne și lua bucata cea mai mare, nu cele mici, sau înainte să o ducă, să o... Fiarbă venea și spune, dăm din carnea de aici. Și omul spunea, da, nu se face așa, pentru că grăsimea e a Domnului. Grăsimea trebuie să se jerfească. Și ei spuneau, nu, dacă nu-mi dai carne cu grăsime, nu iau deloc. Iar legea levitică era să nu mănânci grăsimea și sângele. De ce se ducea Ana la templu în fiecare an? De ce se ducea Elcana cu casa lui? La ce te mai duce acolo? Fraților, ați avut vreodată reflexul acesta să zici așa, domnule, dacă este atât de rău, dacă sunt atâtea probleme, mai bine nu mă mai duc la biserică. Ați avut reflexul ăsta? Cei ce nu l-au avut, ferice de dumneavoastră. Voi vorbi pentru cei ce au avut reflexul ăsta. Pentru cei ce au avut reflexul ăsta, îmi iau câmpii și mă duc. Mai bine stau acasă. Mai bine pentru ei vorbesc. Pentru că această evanghelizare e pentru salvarea de suflete. Nu pentru confortul sau luxul unei biserici. Nu despre asta e vorba. Și atunci o întreb pe Ana. Ana, tu de ce ai venit la biserică? Ana. Și uitați-o pe Ana, ca să fim scurți acum de aici încolo. Uitați-o pe Ana cum stă. Stă lângă marele preot. Nu vorbește cu marele preot. Stă lângă el. Se duce într-un colț. Marele preot se uită la ea. Ea nu se uită la marele preot. E greu. E greu uneori să faci față unei anume realități. Din biserica ta, din... Eu știu, poate că nu te-ai înțeles cu fratele, cu sora, cu cel... Nu se uită la marele preot. Și stă într-un colț și se roagă, și se roagă. La biserica lui Eli, în vremea aceea, oamenii nu stăteau prea mult la serviciile divine. Veneau, făceau ce făceau repede și plecau. Se întâmplă asta cumva printre noi? Nu se stă prea mult la serviciile divine. Dacă a trecut cu un minut sau două, e gata. Spre deosebire de toți ceilalți, femeia aceasta nu mai termina. Fraților, se terminase slujba. Eli, nu știu cum o fi fost, dar
așa, din ceea ce văd, aici era un om destul de pragmatic, pentru că mai târziu îl pune pe Samuel să aprindă lumânările, adică candela și așa mai departe, îl pune ca pe un om, ca pe un slujitor, el fiind puțin mai detașat așa. Mă gândesc eu, s-ar putea să greșesc, poate că nu e așa. Mă gândesc, ar fi vrut să închidă ușa. Și nu putea din cauza ei. Cum poți să stai atât de mult într-o biserică, Ana, când tu ai atât de multe probleme, când le vezi, le știi, toată lumea le știe și tu ești credincios și este un reflex cumva că dacă ești credincios, nu poți să suporți păcatul și ca urmare îți vine să fugi. Pentru că tu ești credincios, ceilalți nu sunt credincioși. Și stă acolo. Până când preotul îi spune, cred că te-ai îmbătat de stai atât de mult la biserică. Cum vi se pare treaba asta? Cum vi se pare? Și acum, pentru ce venise Ana? Este un lucru foarte simplu. Ana venise la biserică pentru ea. Venise la biserică pentru ea și pentru Dumnezeu. Aveți dreptate care a spus că a venit pentru Domnul. Dar n-a venit la Domnul, pentru Domnul așa, doar ca să stea pe scaun înaintea lui Dumnezeu, știți, ca să se expună la prezența lui Dumnezeu, cum uneori facem noi. Nu. Ana a venit acolo pentru ea și Dumnezeu. Există un dialog al nevoii, al necesității. De asta a venit. Ana ar fi venit la templu datorită nevoilor și căutărilor ei de Dumnezeu, chiar dacă nu mai venea nimeni în poporul Israel. Să nu fi fost nimeni, ea venea. Vorba lui Luther. Rezolvarea numărul 1. Oricine trebuie să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Punct. Rezolvarea numărul 2. Nu știu dacă ceilalți vor face așa, dar eu cu siguranță voi face asta. Dacă vrem să învățăm din reformă, atunci rețineți aceste două rezolvări. Rezolvarea 1. Toți trebuie să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Toată biserica aceasta trebuie să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Rezolvarea numărul 2. Nu știu dacă ceilalți vor trăi pentru gloria lui Dumnezeu sau nu, dar cât despre mine, eu voi face asta. Simplu, hotărât, categoric. Vreau să te întreb. Cum e? Asta a fost Ana. Iar dacă vom vorbi despre reformă, vom vorbi despre o reformă care trebuie să înceapă aici, cu mine și cu tine. Vreau să vă întreb încă o dată, credeți că putem să fim integri, onești, cinstiți? Putem să fim înaintea lui Dumnezeu și în biserică integri? Pentru că, încă o dată, dacă fariseii n-ar fi mers la templu, ei n-ar fi devenit niciodată farisei. Mă urmăriți? Pentru că fariseul se formează unde? La templu, nu se formează pe stradă. Pe stradă se formează hoții, pe stradă se formează pungașii, cealaltă scursură a societății. Dar fariseii se formează la templu. De asta întreb, credeți că putem să fim sinceri și onești cu noi înșine? Adică să nu ne mai machiem. Cred că m-ați înțeles despre ce e vorba, nu e vorba despre... Da? Să nu ne mai machiem. Sufletele. Asta rezolvă mult. Fraților, suntem trupul lui Hristos. Ne influențăm unii pe alții, să știți.
sângele trece de la unul la altul, ia informații de la unul, trece la celălalt, adunarea este o sumă de influențe. Și fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici în seara aceasta, participați la această influență extraordinar de mult. Dacă zâmbiți la cântare, dacă nu zâmbiți la cântare, dacă stați într-o poziție relaxată la biserică, dacă stați tensionați la biserică, se transmite. Dacă cântați sau nu cântați, se ia. Cele bune, așa este? Cele bune. Cum vă tundeți? Sau nu vă tundeți? Se ia. Nu putem scăpa unul de altul, oricât am vrea. Am vorbit despre Ana, că i-a făcut lucrul ăsta. Dar pentru ca să facă lucrul ăsta, Ana a trebuit să plângă întâi. A trebuit să ajungă la disperare întâi. Tăierea legăturilor cu ceilalți a fost teribilă. Uitați-vă puțin acasă, vă rog frumos, la cântarea Anei din capitolul 2, să vedeți modul în care vorbește ea. Ea era în poporul lui Dumnezeu, era o ebraică între evrei și ea vorbește despre... Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei. Pe unde erau vrăjmașii? Era trupul, acolo. Unul dintre evanghelicii foarte cunoscuți în America, Peter Forsyth, spunea la un moment dat, prima datorie a sufletului este să-și găsească stăpânul, nu libertatea. Rețineți. Prima datorie a sufletului este să-și găsească stăpânul, nu libertatea. După ce ți-ai găsit stăpânul, poți să fii liber. Dar dacă nu ți-ai găsit stăpânul, nu poți să fii liber niciodată. Pentru că libertatea fără stăpân este cea mai teribilă capcană a robiei. Găsește-L pe Dumnezeu mai întâi și apoi vei fi liber. Vei fi liber. Mă apropii de ultima idee pe care aș vrea să o spun și cu care aș vrea să închei, de fapt, pentru că vreau să citesc ceva din Scriptură. Aș vrea să spun că opusul integrității este ipocrizia. În termeni biblici, fariseismul. Și acum rețineți. Ipocrizia implementează obligatoriu apostazia. Deci apostazia sau erezia într-o biserică nu se implementează niciodată mai ușor sau mai direct decât prin, ziceți, prin ipocrizie. Cu alte cuvinte, trăiesc dublu. Și când trăiesc dublu, așa aduc în biserică toate elementele care pot să fie definite ca erezie, apostazie, cum vreți. Prin faptul că mint. Și acum vă rog să deschideți Scriptura cu mine în Ieremia, capitolul 7, care va fi una dintre temele noastre de reformațiune. Pentru că reformațiunea înseamnă implicit sau, dacă vreți, explicit reformă. Iar dacă suntem aici, aș vrea să fim cinstiți. Este primul lucru al vieții de reformă. Deci Ieremia 7. Vom mai vorbi despre asta. Ieremia 7 este ceea ce scrie Ieremia în urma unei reforme mari care are loc în poporul Israel pe timpul lui Iosia, marele împărat al lui Israel. Se cunoaște această reformă ca fiind reforma de pe timpul lui Iosia. După ce reforma aceasta a avut loc, Ieremia pune mâna pe pană și scrie. Versetul 3. Îndreptați-vă căile și faptele. Versetul 4.
Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Fraților, această afirmație i-a distrus pe israeliți, i-a nenorocit, i-a ucis, i-a desființat ca națiune. Citiți, vă rog, în cartea Hristos Lumina Lumii, Tragedia Veacurilor, și veți observa un lucru, că la desființarea templului, evreii s-au lăsat uciși până la urmă, până la unul, din cauza acestei lozinci. S-au adăpostit în templu și a zis, prima dată, de fapt, a zis, Dumnezeu nu va îngădui să fie luat Ierusalimul, să fie cucerit Ierusalimul. Și s-au luptat pe viață și pe moarte pentru asta, ca fiind locul pe care ei îl apărau pentru Dumnezeu. Apoi zidurile Ierusalimului au căzut, s-au retras undeva în orașul de sus, în zona fortăreței Antiohia, apoi Antonius, iertați-mă, apoi au urcat sus către templu. Zidurile au căzut unul după altul, până când s-au refugiat toți în templu și au zis acolo. Au zis acolo, aici nu se poate, Dumnezeu nu va îngădui să intre romanii. Și s-au lăsat uciși până la capăt. Când ziceau Dumnezeu nu va îngădui, ei uitaseră, dragii mei, că în asediul Ierusalimului ei nu mai ținuseră cont de sabat, nu mai ținuseră cont de preoți, nu mai ținuseră cont de nimic sfânt, ei. E foarte interesant lucrul ăsta. Ei nu mai ținuseră cont de nimic sfânt, în același timp însă aveau în mintea lor sfințenia templului. Și revenind la lucrul ăsta, Ieremia le spusese, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, spunând templul, templul, templul și Domnul, 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 pentru că dacă nu vă veți îndrepta căile și faptele, vedeți dumneavoastră, Ieremia 7 vorbește de onestitate și de sinceritate. Oameni buni, voi știți ce aveți de făcut. Îndreptați-vă. Eu nu vreau să vorbesc către dumneavoastră. În seara aceasta eu nu știu nimic despre dumneavoastră. Singurul lucru pe care vreau să-l cer de la mine, în primul rând, și apoi de la dumneavoastră, este această integritate, această onestitate. Frații mei, evangelizarea nu este pentru alții. Evangelizarea este pentru noi. Și dacă ne vom hotărâ să acceptăm pocăința lui Iisus Hristos, când se va pocăi un om în această biserică, Dumnezeu va adăuga la numărul lui pe cei ce sunt mântuiți în afară. Vreau să vă întreb dacă ați reținut expresia asta din Faptele Apostolilor. Ați reținut-o? E foarte interesant. În Faptele Apostolilor se spune că Dumnezeu are mântuiți în afara bisericii. Trebuie să fie observat această expresie. Trebuie să o fie observat. Dacă nu, haideți acum. Repede de tot. În Faptele Apostolilor este unul dintre textele care m-a oprit în loc. Capitolul 2, versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod. E vorba de biserica din Viena. Da? Țineți minte, asta este încheierea a ceea ce am studiat până acum. Ei erau plăcuți înaintea întregului norod. Și citiți împreună cu mine. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cine? Pe cei ce erau mântuiți. Și acești mântuiți de unde veneau? Poftiți? Din afară. Asta era evangelizarea. Evangelizarea este adăugarea la număr a celor ce deja Dumnezeu îi are. Credeți că e
Virtutea vorbitorului, virtutea clădirii, virtutea invitațiilor, virtutea afișelor. Nu, dragii mei. Dacă sunt oameni mântuiți în poporul ăsta, în orașul acesta, Dumnezeu îi va adăuga. Unde? Unde să-i adauge? Nu aici. Îi va adăuga la un pocăit. Cu alte cuvinte, dacă se pocăiește cineva. Dacă se pocăiește cineva, Dumnezeu va adăuga la acel pocăit. Dacă nu se pocăiește nimeni, Dumnezeu n-are cum să adauge. A venit la mine, la Loma Linda, un prieten baptist și m-a întrebat așa, pe la voi se mai pocăiesc oameni? Pe la voi se mai pocăiesc? Și nu uit întrebarea asta. Vreți să vi-o pun și dumneavoastră? Pe la dumneavoastră. Se mai întâmplă? Măcar din greșeală. Da. Și ca și cum n-ar fi fost destul. În Matei 7, Domnul Iisus Hristos îl reia pe Ieremia și zice: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi? N-am exorcizat noi? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Cum vă explicați că oamenii ăștia nu erau sinceri? Cum vă explicați? Că Domnul Iisus Hristos le spune, știi ce? Eu nu vă cunosc. Cum vă explicați că nu-i cunoaște? Nu se poate decât dacă oamenii ăștia erau nesinceri. Numai așa se poate ca Dumnezeu să nu-i fi cunoscut pe cei ce scoteau minuni. Și din cauza că n-au fost sinceri, din cauza că au mințit, au ajuns să se mintă pe ei înșiși și marea și teribila situația a fost momentul în care ei au finalizat mințindu-se pe ei înșiși. Și au venit, după ce s-au mințit pe ei înșiși, după aceea au continuat să fie onești. Asta e problema. Deci, după ce au mințit pe ei înșiși, după aceea au continuat să fie onești. Și s-au dus înaintea lui Dumnezeu și au zis, păi, Doamne, noi am fost cinstiți, noi am scos demoni în numele Tău. Uitaseră că s-au mințit odată. Pentru că cea mai mare și cea mai nenorocită situație este să minți, să te minți și, pe urmă, să rămâi cinstit. Adică să continui să rămâi în aceeași minciună. Mă opresc aici, frații mei. În numele lui Iisus Hristos. Ăsta este începutul. Aici începem. Eu vreau să fiu onest față de dumneavoastră în tot ceea ce voi spune. Am o singură condiție. Haideți să fim onești. Vă rog frumos, veniți la aceste evanghelizări și seri doar dacă considerați că e locul dumneavoastră aici. Nu veniți doar pentru că trebuie. Nici nu veniți pentru că faceți parte din cor. Nu. Veniți doar dacă e locul dumneavoastră. Dacă vreți să vă pocăiți, veniți. Dacă nu, nu. Și dacă va fi o persoană care se va pocăi aici, Dumnezeu va adăuga la numărul acela. Mai e ceva. Nu fii atât de fariseu încât să te rogi ca Domnul să pocăiască pe vecinul de scaun. Bine?
Să n-ai impresia că trebuie să muncim acum să se pocăiască copilul. Doamne, pocăiește copilul. Pocăiește soțul că el nu-i pocăit. Și ai grijă de soție că ea nu-i pocăită. Nu. Dacă vom face asta fiecare dintre noi și vom fi onești cu noi înșine, Dumnezeu are o mare lucrare de făcut aici. Amin.